Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Azi avem cazul tragicomic al unui chirurg de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, care tocmai a fost reținut sub acuzații de condiționare a actului medical, adică domnul doctor nu opera decât dacă îi se dădea șpagă, indiferent de starea bolnavului. Iar această condiționare mi se pare unul dintre cele mai abjecte moduri de a cere o șpagă. Oamenii sunt în suferință, că de-aia vin la spital, au dureri, se chinuie, iar tu refuzi să-i salvezi dacă nu faci un ciubuc înainte. Pentru că una e să faci un cadou cuiva, indiferent ce lucrează, ce e, dacă ești mulțumit de serviciile sale, alta e să fii nevoit să dai șpagă ca să fii salvat. Și asta este problema îngrozitoare, condiționarea actului medical de șpagă. Asta este înfiorător. Bun, dar dincolo de, cum să spun, de obscenitatea gestului în sine, domnul doctor de la Târgu Jiu e un personaj. Sincer, cred că procurorii s-au stricat de râs în timp ce îl interceptau. Eu îmi imaginez momentele astea în echipele de interceptare când dau peste astfel de personaje. Cred că ea râd de mor acolo. Dânsul, adică domnul doctor, vorbea singur și tare și au rezultat scene de un comic nebun, chiar și având în vedere contextul destul de trist. În primul rând că în fiecare zi el spunea cu voce tare următoarea rugăciune când intra în cabinet și presupun că își făcea și o cruce mare, asta n-am eu să știu. Doamne Maica Domnului, dăm sănătate, bani mulți, ferește-mă de boală, ferește-mă de procurori. Nu cred. Ba da. Ceva știa el. Deci, Doamne Maica Domnului, dăm sănătate, bani mulți, ferește-mă de boală și de procurori. Oricum, Doamne ajută. Mie mi se pare genială legătura asta între hoți și divinitate. Asta cred ei. Da, dar ei mereu fac apel la, știi? Da. Toți. Și aia care fac angrei, când trec pe lângă biserici, se închină, se roagă la Măicuța, fac acte de caritate, băi, asta, la modul ce? Compensatoriu. Știi, domnule, am furat, dar am și dat. Băi, să știi ce? Asta nu e un hoț. Adică, când furi ei cuiva ceva ce are, știi, ei de la el ceva ce are. Poate îi duce lipsa, poate nu. Aici e altă situație. Ăsta îți cere șpagă ca să-ți dea viață, știi? Ca să te ajute. Deci, instinctul de a ajuta un seamăn de-al tău este imprimat în codul nostru genetic. Când vedem pe cineva care este în necaz, în dificultate, în pericol, instinctul e să-l ajuți, cumva, să sar să-l ajuți. Aici ăsta monetizează această chestiune, știi? Da. Ce să... Deci, asta e, Doamne Maica Domnului, dăm sănătate, bani mulți, ferește-mă de boală, ferește-mă de procurori, un fel de rugăciune al lui Tetelu, îl mai țineți minte pe Tetelu, că, Doamne, aș vrea să nu mai iau niciodată șpagă, dar să fie numai din aur și diamante. Pe 9 iunie, acum o lună, fiind de gardă, medicului îi sună telefonul, iar din discuția pe care o poartă, rezultă că este chemat la o urgență. Iese din birou și se întoarce în cabinet la un moment dat, unde poartă cu voce tare următorul monolog. Dacă e speranță de ceva, bănuți, internez. Dacă nu, nu internez. Pentru că e bine să fii organizat în viață. Să știi când faci ceva, de ce faci, când nu faci, de ce nu faci. El știe. Dacă e speranță de șpagă, fac. Dacă nu e speranță, la revedere, papa. Incredibil. Nu poți să trăiești numai cu speranță. Avea proceduri, vezi? Știi că am mai vorbit de proceduri? El le avea foarte bine stabilite. Da, vezi cum ne plângem noi că nu sunt proceduri în țara asta? Uite că sunt. Două zile mai târziu, după ce primește un plic cu bani de la un bărbat care părăsește birou, medicul vorbește din nou singur în timp ce numără, ca să vadă dacă e bine sau e rău. Deci citez. Ce făcu? Subțire de tot. 4, 5, 6. A, bun, mă, bun. Mi-a dat 5 milioane. Hai, 6. Normal, treia să fie 6. Mă așteptare 6. Victorie. A luat 6, a verificat. La început era, avea îngrijorări. Când a simțit plicul, zice, subțire rău. 4, 5, 6. A, e, parcă e bine. Parcă nu e chiar atât de rău. Totuși, știi? Iar procurorii au observat că domnul doctor nu cerea o sumă anume. Dar dacă primea prea puțin, era nemulțumit și nu intervenea. Exact cazul gravi. Da. Cât vă lasă inima? Cât vreți dumneavoastră? Puțin. Da, medicul a fost denunțat de 4 pacienți, nemulțumiți de condiționarea asta care le fusese impusă. Procurorii au mai documentat apoi alte 9 cazuri de luare de mită pentru efectuarea actului medical, toate petrecute într-o perioadă de 10 zile. Deci, zilnic, ceas, productiv. Da. Nu trece ziua, dacă e zi lăsată de la Dumnezeu, de muncă, păi trebuie să iasă în profit, nu? Avea buget de făcut.
La percheziție au găsit în cabinet o sumă semnificativă în diverse valute, mă rog, echivalent cam 15.000 de euro, bani în cabinet, în dulapul de lemn. Domnul doctor mai are și depozite bancare de 1.400.000, strângător econom și cu rugăciunea zilnică. Asta cu rugăciunea, vedeți, domne, l-a ajutat cu prima parte a rugăciunii, dăm, Doamne, bani mulți, dar pe partea cu procurorii însă mi se pare că răspunsul lasă de dorit. Da, sper să fie sănătos, că am mai cerut și asta. Da, măcar atât. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.